numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și comuniunea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Fraților, să ne recunoaștem păcatele ca să luăm parte cu demnitate și cu folos sufletesc la celebrarea primei Sfinte Liturghii în noul an calendaristic, an pe care îl începem astăzi. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Amin. Hristoase,
Doamne Dumnezeule, Mielului Dumnezeu, Fiule Tatălui, care iei asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Șezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești Sfânt, Tu singur e Domn, Tu singur prea-nalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărire a Lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Care prin fecioria roditoare a Mariei ai dăruit neamului omenesc bunurile mântuirii veșnice, dă-ne, te rugăm, harul să simțim și noi mijlocirea aceleia prin care l-am primit pe Dătătorul vieții, pe Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din Cartea Numerilor. În zilele acelea, Domnul i-a zis lui Moise, spune-le lui Aaron și fiilor lui, așa să-i binecuvântați pe fiii lui Israel. Domnul să te binecuvânteze și să te păzească. Domnul să facă să strălucească fața lui spre tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața spre tine și să-ți dăruiască pacea. Să pună numele meu peste fiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Cuvântul Domnului. Dumnezeu să fie milostiv cu noi și să ne binecuvânteze. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvânteze, să-și îndrepte spre noi fața senină, ca să fie cunoscută pe pământ calea Ta și mântuirea Ta la toate popoarele. Să se veselească și să strige de bucurie neamurile, pentru că judeci popoarele cu dreptate și călăuzești neamurile pe fața pământului. Dumnezeu,
te laude popoarele Dumnezeule, toate popoarele să te laude, să ne binecuvânteze Dumnezeu și să se teamă de El toate marginile pământului. Lectura a doua. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Galateni. Fraților, când a venit împlinirea timpului, Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să-i răscumpere pe cei care sunt sub lege, ca să primim înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Fiului Său în inimile noastre, care strigă, Abba, Tată, așa încât nu mai ești sclav, ci fiu, iar dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu, cuvântul Domnului. După ce în trecut a vorbit în multe rânduri și în multe moduri părinților noștri prin profeți, Dumnezeu în aceste zile din urmă ne-a vorbit nouă prin Fiul. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, păstorii au plecat în grabă și i-au găsit pe Maria, pe Iosif și copilul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au făcut cunoscut cuvântul care le fusese spus despre acest copil. Toți cei care auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori. Maria însă păstra toate aceste cuvinte, meditându-le în inima ei. Apoi păstorii s-au întors glorificându-L și lăudându-L pe Dumnezeu pentru tot ce au auzit și au văzut după cum le-a fost spus. Când s-au împlinit 8 zile pentru circumciderea Lui, i s-a pus numele Iisus, așa cum a fost numit de înger mai înainte de a fi fost zămislit. Cuvântul Domnului! Laudă ție, Hristoase!
Excelențele voastre, preasfințite Petru și înalt preasfințite Aurel, cucernice părinte Paru și decan Paul Budău, iubiți părinți, concelebranți, iubiți credincioși și iubiți urmăritori pe internet a transmisiei noastre în direct din Catedrala noastră romano-catolică, inima diecezei de Iași. Din bunătatea lui Dumnezeu și cu voia și milostivirea Lui, astăzi începem un nou an calendaristic, civil, 2020. Și după o noapte furtunoasă, de bucurie și de veselie specifică Revelionului, iată-ne adunați aici, în casa lui Dumnezeu, pentru celebrarea primei sfinte liturghii din acest an calendaristic. Și în această primă zi a anului, biserica noastră catolică de rit latin ne cheamă la sărbătoare. Este sărbătoare de poruncă scrisă, ați văzut în calendar, cu roșu, adică avem obligație în această zi, chiar dacă a fost Revelionul și distracțiile au fost întoi și suntem obosiți, biserica ne cheamă să facem o jertfă venind la biserică și îndeplinindu-ne astfel datoria de creștin, participând la Sfânta Liturghie. Este o sărbătoare cu un conținut bogat, și anume, ați văzut în calendar, Maternitatea Sfintei Fecioare Maria, adică Sfânta Fecioară Maria, Mamă a lui Dumnezeu. Apoi știm, este anul nou, și tot astăzi este și Ziua Mondială a Păcii. Câteva cuvinte despre fiecare. Sărbătoarea Maternității Divine a Preasfintei Fecioare Maria. Și poate ne întrebăm de ce este pusă la începutul anului. Pentru că la început totdeauna este mama. Este frumos. Nespus de frumos să vedem zâmbetul mamei. Așa a fost și pentru Iisus, așa este și pentru noi. Și cu mama alături putem merge în siguranță pe drum în noul an calendaristic pe care l-am început, cu mama alături. Ea este nu o mamă oarecare, nu este mamă surogat, ci este mamă în sensul adevărat al cuvântului. Este mama Fiului lui Dumnezeu. Este Theotokos, mamă de Dumnezeu. Acesta este titlul cel mai frumos care o onorează pe Sfânta Fecioară Maria, tânăra de la Nazaret. Toate celelalte titluri, și avem foarte multe, să ne gândim la litaniile Maicii Domnului, foarte multe titluri. De asemenea, atâtea titluri pe care noi le dăm în rugăciunile noastre, în cântările noastre, cele mai multe cântece sunt în cinstea Preasfintei Fecioare Maria, în rugăciunile noastre, toate aceste titluri își găsesc explicația și semnificația în titlul cu care astăzi o sărbătorim în prima zi a anului, Născătoare de Dumnezeu. Ca mamă a lui Dumnezeu, noi suntem siguri că se bucură de o mare trecere în fața lui Dumnezeu și ne poate ajuta pe tot parcursul noului an și pe tot parcursul vieții noastre pământești. Pentru că viața noastră pământească este asemănată
cu un pelerinaj. Tot mergem, 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 până ajungem la final. Și dacă mama este alături, răzbatem mai greu, mai ușor prin greul vieții noastre pământești. De aceea biserica o pune la început, în prima zi a anului, ca născătoare de Dumnezeu, aceea care are trecere mare în fața celui atotputernic, aceea care ne poate ajuta, ne poate mângâia, este alături de noi ca o bună mamă. De aceea să o chemăm în ajutor și să ne așezăm cu toții sub protecția ei, sub ocrotirea ei de mamă. Punctul 2. Anul nou. Începem astăzi, cum spuneam, un an nou. A mai trecut un an, spun pesimiștii. Ei zic așa, am îmbătrânit cu un an. Optimiștii spun, am crescut cu un an. Și noi trebuie să fim optimiști. Astăzi, 1 ianuarie, se încheie și octava Sfântului Crăciun. Toată octava Crăciunului, din ziua de 25 decembrie până astăzi, 1 ianuarie, a fost o continuă sărbătoare, o continuă bucurie a nașterii lui Iisus Hristos, a venirii lui Dumnezeu pe pământ prin Preacurata și Preasfânta Fecioară Maria. Și astăzi, în ultima zi a opta, ați auzit în Sfânta Evanghelie, potrivit legii lui Moise, copilul din ieslea Betleemului a fost dus de părinții săi și i s-a pus numele. Numele Iisus este numele pe care Îngerul Domnului i l-a sugerat tinerii de la Nazaret înainte de a-l zămisli în trupul ei feciorelnic, Iisus. Acest nume înseamnă, în traducere românească, mântuitor. El este mântuitorul nostru, el este salvatorul nostru, pentru că de aceea a venit pe pământ, să se nască și să crească, să ne mântuiască. Acesta este Iisus, mântuitorul nostru. Făcându-se om ca noi toți oamenii, mai sublinează Evanghelia din această zi, Iisus înainta an de an, ca orice om care crește, înainta în vârstă. Dar cum? Ce frumos explică evanghelistul, citez, creștea și se întărea, înainta în înțelepciune și harul lui Dumnezeu era asupra lui. Ce frumos! Așa trebuie să numărăm și noi anii trecători ai acestei vieți, înaintând în înțelepciune, în vârstă, păstrând mereu însă în noi harul sfințitor pe care l-am primit la botez. Să creștem mereu în acest har, să fim adică plăcuți mereu, mereu lui Dumnezeu. Iar biserica, vedeți, care are grijă de noi și ca să-L putem imita pe Iisus în creșterea Lui mai bine, ne întâmpină astăzi cu o binecuvântare. O binecuvântare care o ia din Biblie, din Cartea Numerilor, prima lectură de astăzi. Ia ascultați sau reascultați ce frumos sună binecuvântarea aceasta pe care biserica ne-o dă astăzi. Să te binecuvânteze Domnul și să te păzească. Domnul să-și lumineze fața asupra ta și să se îndure de tine. Domnul să-și îndrepte fața către tine și să-ți dăruiască pacea. Să-ți dăruiască pacea, pacea. Astăzi este Ziua Mondială a Păcii, al treilea punct al predicii, Ziua Păcii, a 53-a. A fost instituită de Papa Paul al VI-lea printr-un mesaj publicat la 8 decembrie anul precedent, 1967,
iar prima zi mondială a păcii a fost celebrată la 1 ianuarie 1968. Și Papa, pentru cei care nu știți, trimite anual din timp, la 8 decembrie anul precedent, un mesaj special pentru această zi, adresându-se nu doar catolicilor, ci tuturor oamenilor care iubesc cu adevărat pacea, tuturor oamenilor de bună voință. Și mesajul Sfântului Părinte Papa pentru celebrarea acestei zile, a 53-a mondiale a păcii, are ca titlu Pacea ca drum de speranță, dialog, reconciliere și convertire ecologică. Știți cât de mult sublinează Sfântul Părinte Papa cuvântul acesta, ecologie. Puteți citi întregul mesaj pe site-ul episcopiei noastre, ercis.ro. Eu vă prezint acum doar un rezumat. Mesajul Papei Francisc cuprinde 5 puncte. Primul, pacea ca drum de speranță în fața obstacolelor și a încercărilor. Pentru că sunt multe obstacole, multe încercări în drumul care duce la realizarea împlinirii păcii adevărate. Pacea este un drum de speranță și cel care are curaj depășește obstacolele, dificultățile, încercările și este un făuritor al păcii, așa cum îi șade de bine fiecărui om, creatura lui Dumnezeu pe fața pământului, nu mai spun fiecărui creștin. Al doilea punct, pacea ca drum de ascultare, bazat pe amintire, pe solidaritate și pe fraternitate. Cât de mult insistă Sfântul Părinte asupra fraternității, apropierii, iubirii dintre oameni. Al treilea punct, pacea, drum de reconciliere în comuniunea fraternă cu toți oamenii, știind că suntem greșitori. Avem nevoie să ne reconciliem, să ne împăcăm cu Dumnezeu, să ne împăcăm unii cu alții pentru că suntem greșitori. Altfel nu putem realiza niciodată pacea adevărată pe fața pământului. Al patrulea punct, drum de convertire, pacea, drum de convertire ecologică. Știți că Dumnezeu ne-a dat natura cu tot ceea ce este în ea. Este creația sa. Nu omul a făcut natura, universul, ci creatorul cerului și al pământului, Dumnezeu. Și Dumnezeu care a creat natura cu tot ce este în ea, a creat-o nu ca să ne batem joc de ea, nu ca să o exploatăm irațional, ci ca să o folosim, să ne folosim de ea așa cum a orânduit El, Creatorul, și spre binele nostru al tuturor. Nu doar a unora în detrimentul și cu exploatarea altora. De aceea trebuie să avem totdeauna mare grijă, ne îndeamnă Papa, și respect pentru cele create și oferite nouă de bunul și milostivul Dumnezeu. Și al cincilea punct îl intitulează Papa în mesajul său, se obține atât cât se speră. Și spune Sfântul Părinte, nu se obține pacea dacă nu se speră, dacă n-ai speranța că o poți obține. Iar drumul spre pace, spune Sfântul Părinte, pentru ucenicii lui Iisus și noi toți suntem prin botez, este susținut și de sacramentul reconcilierii, adică al spovezii. Acest sacrament reînnoiește persoanele și comunitățile și le ajută să poată înfăptui mai ușor pacea. Noi pierdem pacea și trebuie să pornim totdeauna de la noi. Nu se poate realiza pacea mondială dacă nu-i pace mai întâi în inima noastră, fiecăruia dintre noi, și dacă nu știm să o realizăm cu cei din casa noastră, din anturajul nostru. Altfel, batem apa în piuă,
făcând tot felul de discursuri și sunt frumoase astea care se țin despre pace. Pacea trebuie să pornească din lăuntrul nostru, din inima noastră, să fim în pace cu Dumnezeu. Și cine ne răpește pacea? Păcatul, păcatul de moarte. Și unde ne iartă Dumnezeu păcatul de moarte? În sacramentul spovezii. În acest sacrament primim pacea de la Hristos, că așa spune preotul când termină de celebrat acest sacrament cu fiecare în parte. Mergi în pace. Vedeți la Sfânta Liturghie, când se încheie Sfânta Liturghie, mergi în pace. La Sfânta Liturghie, dăruiți-vă pacea. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Vedeți pacea pe care biserica o predică, pacea o pierdem prin păcat și Dumnezeu în bunătatea și mila Lui a înființat prin Hristos Fiul Său sacramentul împăcării al păcii, Sfânta Spovadă. Dacă știm încrezător să ne spovedim atunci când din nefericire cădem în păcat, primind pacea lui Hristos, în acest sacrament o putem da mai departe celor din casa noastră, celor din jurul nostru și așa se extinde la lumea întreagă. Vorbim aici de o iubire milostivă, nemărginită a lui Dumnezeu față de noi, iubire care trebuie să ne contamineze și pe care trebuie să o comunicăm și celor din jurul nostru. Numai așa putem realiza pacea adevărată. Și în finalul mesajului, Papa Francisc invocă ajutorul lui Dumnezeu, Dumnezeul păcii și mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria, mama lui Iisus, Iisus care este principele păcii și care s-a născut când pe pământ erau încetate războaiele, era pace. El este principele păcii și adaugă în final Sfântul Părinte, citez, fiecare persoană venind în această lume să poată cunoaște o existență de pace și dezvolta pe deplin promisiunea de iubire și de viață pe care o poartă în sine. Mesajul este dat la Vatican pe 8 decembrie, deci anul trecut, nu mult timp în urmă, 2019. Închei. Iubiți frați și surori în Domnul și toți cei care mă ascultați acum pe internet, să nu uităm, ascultând aceste reflecții de astăzi, să nu uităm niciodată îl mai elementar adevăr care poate să ne fie de mare folos pe tot parcursul anului pe care îl începem astăzi și în toată viața noastră, și anume, numai Dumnezeu este stăpânul cerului și al pământului. Numai Dumnezeu, pe El să-L cunoaștem, pe El să-L cinstim, pe El să-L iubim din toată inima noastră, Lui și numai Lui să ne închinăm în toate zilele vieții noastre, împreună cu Preacurata Fecioară Maria, Născătoare de Dumnezeu, care ne este în permanență model și sprijin. În felul acesta și numai așa, fiți siguri, vom fi binecuvântați noi și tot neamul neamului nostru în vecii vecilor. Amin. Acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, și de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cerul, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioara și s-a făcut om,
s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a cropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri, și-a de la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, prin mijlocirea Fecioarei Maria, Maica lui Dumnezeu și Maica Bisericii, să-i cerem acum Domnului pentru acest nou an care începe astăzi bogăția binefacerilor sale, începând cu darul păcii, să ne rugăm spunând, prin mijlocirea Mariei, ascultă-ne, Doamne! Prin mijlocirea Mariei, ascultă-ne, Doamne! Pentru ca biserica, chemată fiind să realizeze pacea în lume, să înainteze tot mai mult în credință, speranță și iubire, să ne rugăm. Prin mijlocirea Mariei, ascultă-ne, Doamne! Pentru ca anul pe care îl începem astăzi, să-l putem parcurge până la capăt în harul lui Dumnezeu, sub privirea Lui de Tată, să ne rugăm. Prin mijlocirea Mariei, ascultă-ne, Doamne! Pentru ca familiile să aibă protecția Mariei, Maica Bisericii, și să se angajeze să cultive în copiilor simțământul divin care să aducă rod, să ne rugăm. Prin mijlocirea Mariei, ascultă-ne, Doamne! Pentru ca toți guvernanții să promoveze în societate legi care favorizează pacea și armonia, să ne rugăm. Prin mijlocirea Mariei, ascultă-ne, Doamne! Pentru ca popoarele Pământului să-și angajeze toate energiile și resursele pentru construirea unei păci stabile, să ne rugăm. Prin mijlocirea Mariei, ascultă-ne, Doamne! Pentru ca acest ospăț euharistic să aducă în comunitatea noastră bucurie și pace, putere în încercări, deschidere și disponibilitate în trăirea frățească, să ne rugăm. Prin mijlocirea Mariei, ascultă-ne, Doamne! Adăugăm în gând intențiile personale. Ca Dumnezeu, prin mijlocirea Fecioarei Maria, să ni le îndeplinească, să ne rugăm. Prin mijlocirea Mariei, ascultă-ne, Doamne! Părinte, începutul și sfârșitul a toate, primește din mâinile Fecioarei Maria rugăciunile pe care ți le-am adresat cu încredere. Fă-ne instrumentele păcii tale în familii și în societate. Așa te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Amin.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Dumnezeule, Tu ești izvorul și desăvârșirea oricărui bine. Dă-ne, Te rugăm, harul ca noi, cei care în solemnitatea Sfintei Născătoare de Dumnezeu sărbătorim începutul revărsării harului, să ne putem bucura de plinătatea roadelor sale. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept, de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne Părinte Sfânt, atotputernic veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și în sărbătoarea Sfintei Fecioare Maria, Născătoare de Dumnezeu, să Te lăudăm, să Te binecuvântăm și să Te preamărim. Căci ea, prin adumbrirea Duhului Sfânt, l-a zămislit pe Fiul Tău unul născut și, păstrându-și slava Fecioriei, a dat omenirii lumina cea veșnică pe Domnul nostru Iisus Hristos. Tăriile cerești și fericiții serafim Te laudă între săltare de bucurie. Alături de ei Te rugăm să primești și glasurile noastre, ca împreună să Te lăudăm cu umilință, cântând fără încetare.
ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care Ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul Meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui Meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea Mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, Îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul Bisericii Tale, și recunoscând în El jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un os veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste Biserica Ta peregrină pe acest pământ, preună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, pe toți fiii Tăi risipiți spre tutindeni. Pe frații noștri răposați
și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția ta cerească, unde ne dăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amintindu-ne astăzi de marea demnitate pe care am primit-o la botez, aceea de a fi copiii lui Dumnezeu, să înălțăm acum glasurile spre ceruri, ca o familie unită în jurul lui Hristos și să spunem împreună cu credință rugăciunea cea mai frumoasă pe care El ne-a învățat-o. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu,
Iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Thank you.
Să ne rugăm. Am primit cu bucurie, Doamne, tainele cerești. Dă-ne, te rugăm, harul ca ele să ne fie de folos spre viața veșnică, nouă care o cinstim cu drag pe fericita pururea Fecioară Maria, ca născătoarea Fiului Tău și Mamă a Bisericii, prin Hristos Domnul nostru. Pentru că Părintele Paroh al dumneavoastră și decan Paul Budău spunea la începutul Sfintei Liturghii în sacristie că el nu mai adaugă nimic la sfârșitul acestei Sfinte Liturghii și dacă am ceva de spus, să spun eu și în numele lui. Și chiar așa voi face și o voi face în versuri. Dragi creștini, surori și frați, vreau un pic să mă ascultați, să vă fac și eu urare în această sărbătoare. Recunosc, nu-s talentat ca Emil ce ne-a urat ieri în seara de ajun, dovedind că e foarte bun și l-am felicitat pentru aceasta. Când eram mic, cineva la fereastră așa ura, urătură ce știu eu să ferească Dumnezeu. Nu știu cum o fi a mea, dar vă spun că tare aș vrea ca să fie o urare de folos la fiecare. Așadar, frați prea iubiți, rog un pic atenți să fiți, la fel și pe cei care mă urmăresc pe internet. Doamne Sfinte și Stăpâne, fă să avem zile mai bune, anul nou ce Tu ne-l dai să ne aducă mai bun trai, munca să fie cinstită, corespunzător plătită, tinerii să reușească, locuință să-și găsească, trai decent să avem cu toții până în ceasul sfânt al morții. 6 luni deja au trecut de când Domnul aici m-a vrut să vă fiu la toți păstor, să lucrez cu zel și spor. Ca impresie vă spun, sunteți, da, un popor bun. Sigur, de că nu se poate, ori mai fi și crengi uscate. Dar eu vreau ca împreună să formăm o turmă bună, strâns uniți mereu să fim și pe Domnul să-L slujim. Dieceza să înflorească, toți de bine ne vorbească, frumusețea ei transpară dinăuntru, nu de afară. De aceea, hai cu toții, și bunicii și nepoții, să lucrăm cu sârguință, să fim buni, tari în credință, buni la suflet tot mereu, cu frică de Dumnezeu, iar străinii când vor trece, să ne dea note de 10. Ca episcop, ce să spun? Anul nou vă fie bun, cu belșug și sănătate, cu împliniri și cu de toate. Să aveți inima voioasă, pace, armonie în casă, să dispară cearta, ura, să dispară și ranchiuna, iar iubirea creștinească între toți pe veci domnească și credința în Dumnezeu să ne apere de rău, să ne ducem cu răbdare crucea grea pe-a vieții cale. Dragi surori, copii și frați, fruntea sus s-o ridicați, spre Hristos trimis din cer cale, viață și adevăr. El nicicând nu ne învață să urâm această viață, ci
Să nu uităm de fel scopul vieții, mândrul țel. Paradisul cel frumos prinde slavă luminos, unde ne așteaptă în drag cei ce ne iubesc cu drag. Deci, vă îndemn cu stăruință, fiți statornici în credință, faceți bine tuturor și să aveți, să vă întreceți, să aveți spor, pe săraci să-i ajutați, ei doar sunt ai voștri frați. Bun cu toți vă îndemn să fiți și în pace să trăiți. Nu înjurați, nu blestemați, bun exemplu la toți dați. În familie să fiți veseli și pe veci uniți. Să aveți de toate în casă, viață bună, luminoasă, sănătate, ajutor și la muncă mereu spor. Să aveți, de ce nu, bani la anul și la mulți ani. Rog acum corul mare să se scoale în picioare și să cânte fără bani la mulți ani, mulți ani, mulți ani. Iar eu vă spun frumos, lăudat să fie Iisus Hristos! Și împreună cu ierarhii de față și în numele lor și a Părintelui Paru și a tuturor preoților care sunt de față, vă dorim, am spus o înurătură, dar o spun și în proză, să aveți un an binecuvântat de Dumnezeu, un an fericit, cu pace, cu bucurie și cu tot ce este frumos și bun, să ne binecuvânteze Dumnezeu Atotputernicul. Și acum vă dau binecuvântarea de la sfârșitul acestei prime liturghii din anul nou, iar această binecuvântare să vă însoțească în toate zilele noului an. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace! Mulțumim Lui!